Bună seara și bine ați revenit cu Dora Porfanan cu exerciții de matematică la algebră, tema pentru acasă. Așa facem, tema pentru acasă, ca întotdeauna. Începem repede, deci tema pentru acasă, clasa A. Da? Clasa A. Șaptea, da. Tema pentru acasă. Clasa A. Șaptea. Deci, capitolul 5 de la pagina 89. Deci, 5 de la 89. 89. E. X minus 1 totul la pătrat. X minus 1 totul la pătrat. Egal cu X plus 1 pe lângă X minus 3. X plus 1 pe lângă X minus 3. Plus 4. Plus 4. Sonia, sau pe rând, sau cum se facă, domnul? Sonia. X la a doua. Echivalent cu? X la a doua. Da. Minus 2X. Plus 1 de egal cu x la a doua, da. Minus 3x, da. Plus x, așa. Minus 3, plus 4, echivalent cu x la a doua și x la a doua. De o parte, deja asta se termină. Hai, doi factori cu x în partea... Toți termeni cu x în partea stângă, da? Și da. Ceilalți în dreapta. Deci minus 2x au rămas. Și de... Da. Minus 2x și plus. Aici... Plus 2x. Plus 2x, nu? Ar veni. Da. Plus 2x. Egal cu... 4... Minus 3 plus 4 face 1. 1 minus 1. Da. 1 minus 1. Și atunci echivalent vă spune că 0 egal cu 0. Ce părere ai? Mulțime bine. De ce mulțime bine? Haideți. Dați-mi o idee. Are soluții sau nu are soluții? Nu are? Nu are. Păi minus 2x plus 2x. S-a redus. S-a redus. Și 1 minus 1 s-a redus. 0 egal cu 0. Ce spui aici? Că e egal cu 0. Cum mai e egal cu 0? Care a? Că... X egal cu 0, că X-ul s-a redus. Am soluții. Asta te întreabă, domnul profesor. Are soluții sau nu are soluții? Deci, mulțumim, prieten, nu există nicio soluție la avem, da? Asta e decizia pasivă. Nu, nu avem, e da? Orice număr natural, X e orice număr natural, real. Da. Aparține, da. Pe, asta e, X poate fi oricine. Asta e. Avem o infinitate de soluții. Orice X da. E bun, nu e mulțime vie. Da, da. Atenție, păi, dar dacă m-au condus la o identitate, 0 egal 0. Adevărat. Adevărată, înseamnă că orice X aș înlocui. Acum mă pregăteam să pun un X acolo, că voi ați spus că în mulțimea vide. Deci n-a niciun X. Nu are soluție ecuația. Și iată că mă pregăteam să locuiesc cu 2, cu 3, cu 0, cu un sfârșit. Și vedeam că dă egalitate. Corect. Concluzia este că orice X este bun. Deci rezultă de aici X aparține mulțimii numerelor reale. Da? Soluția asta este. Mulțimea tuturor numerelor reale. Poftim. F, domnule. F. X plus 2 totul la pătrat. X plus 2 totul la pătrat. Egal cu X plus 1 pe lângă X plus 3. Plus 5. Plus 5. Echivalent cu? Anca. 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 X la a doua. Dar mai repede, Anca. X pătrat. Minus 2. De ce minus? Plus 2x minus 1. Cum? Suntem aici la binom, la pătrat. Binomul la pătrat. Deci x, pă, x plus 2. Da. Plus 2x. Cum 2x? Mă? De două ori prima, ori a doua. Îmi pare rău, nu? Poftim. Deci x pătrat plus 4x plus 4. Așa. Egal cu x pătrat plus 3x. Plus x,
plus 3 și plus 5. Echivalent cu? Echivalent cu... X pătrat cu X pătrat se reduc și o să... 3X cu X, 4X cu 4X se reduc. Așa, și o să rămână că 4 egal cu... Zi, stai pe gânduri. 4 da. Egal cu... Cu cât? 8. Cu cât, mă? Nu, bă, zi, bă, dată, mă, ce faci? Mă ții aici. Mă ții în... în tensiunea asta. 4 egal cu 8, adevărat? 4 egal cu 8? Fals. Fals. Adică, ce soluție avem? X aparține mulțimii bine, prima, da. Deci, eu mă duc, nu mă duc la identitate ca să zic orice X e bun. Corect. Da? Mergem mai departe. 2X plus 3 pe lângă X minus 5. 2X plus 3 pe lângă X minus 5. Egal cu X plus 3. X plus 3. Pe lângă 2X plus 7. Pe lângă 2X plus 7. 7. Cine? Anca, cerți din nou, mai e o șansă, mai tragi un lăs. Te rog. Echivalent cu? 2x. 2x la a doua. 2x pătrat. Plus 6. Plus 6. De unde vezi tu pe 6? Nu văd. Plus... Păi pe 2x îl luăm și mulțim cu toți din membru, din paranteza a doua. 2x ori x, 2x pătrat, 2x ori minus 5, minus 10x, 2x. Minus 10x. Și am terminat cu 2x. Acum am devenit 3-ul și începe. 3 ori x, 3x, plus 3x și minus 15. Și am terminat de mulțit cele două paranteze. Te rog să mulțești tu în partea asta, să văd cum te descurci. 2x la a doua. 2x pătrat, da. Plus 7. Plus 7x, da. Plus 6x. Plus 6x. Plus 29. Echivalent cum? 2x pătrat cu 2x pătrat se... Reduc. Da. Minus 10x cu 3x. Minus 7x. Deci minus 7x. Dar se reduce acolo. Și 7x plus 6? 7 cu 6? 7 cu 6, băi, cât faci? 7 cu 6, 13. Du-ți în partea cealaltă, minus 13x, nu? Minus 13x. Și 15 îl ducem din coace, cu 21, plus 15 cu 21, faci cât? Hai! Anca, 36. De unde aici e 20, minus 20x? Hai, Anca, hai că mă ții în tensiunea asta și nu mai fac față. Ca cu 36. Și x egal cu de acolo? X egal cu 36 supra minus 20. Simplificăm prin 4. Hai. Și egal cu... Minus 9 pe 5. Minus 9 pe 5, soluția ecuației. Aici e o soluție unică. O altă ecuație vă dau eu acum. Radical din x pătrat minus 4x plus 4 egal cu 7x plus 1. Mirula, produci pe asta. Deci radical x pătrat minus 4x plus 4 egal cu 7x plus 1. Modul din x la a doua minus 4x plus 4. Modul? Îl scot la a doua. Îl dau pe modul la a doua. Deci ambii membri la pătrat? Da. Ne facem bine? Dar dacă ridic la pătrat ambii membri, nu m-am asigurat că există radicalul. Ca să există radicalul, trebuie partea de sub radical să fie un număr pozitiv. Am mai discutat chestia asta. Radicalul spune, eu mă descurc dacă mă asigur tu că ești de desubt, e număr pozitiv. Altfel nu zice, eu nu fac față. Deci, asta trebuie să facem. Minus 4x plus 4 scriem ca x minus 2 totul la a doua. Deci, echivalent cu radical din x minus 2 totul la a doua, egal cu 7x plus 1, da? Da. Echivalent cu? X minus 2. Modul din x minus 2. Asta e. Modul... Nu poate ieși de sub un radical. Altfel decât în modul.
Deci aici modul din x minus 2, mi-e teamă. Și pun modul, modul e pozitiv, valoarea egal cu 7x plus 8. Și de aici? Înseamnă că x minus 2. Deci înseamnă că x minus 2 egal cu 7x plus 1. Deci egal cu două variante, plus minus. Plus minus 7x plus 1. A, așa, și o să avem o dată. X minus 2 egal cu 7x plus 1. Plus 1 sau? X minus 2 egal cu minus 7x plus 1. Minus 7x minus 1. Deci la variantă x egal cu 7x plus 3. Deci vine x minus 7x face minus 6x, nu? Minus 6x egal cu... Nu, de 3 e plus de 5. Egal cu 5. 2 și 1, 2 și 1, 3. Nu vede domnul. Da? 2 și 1, nu a scris. Da, 2 și 1 egal cu 3, de unde x egal cu... 2. X egal cu 3 pe minus 6. Adică? Cu minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și cealaltă variantă? X plus 7x, 8x, egal 8x. Cu minus 3. Egal cu cât? 8x minus egal cu? Plus 2, cu 1. 1. De unde și x? X egal x1, cu... X1, ăsta x2, egal cu 1 pe 8. Da? Ce a fost esențial aici? Scoatem modul. Să scoatem modul. Asta am vrut să văd dacă suntem atenți și dacă scoatem un modul. Altfel, dacă nu observam, am dat situația asta, e pătrat perfect, da? Dacă nu ar fi fost așa... Dacă scoteam cum zicea Miruna, trebuia să scriem că x este diferit de x mai mare egal că x minus 2. Trebuia să ne asigurăm că asta de desubt e, pozitiv. E pozitivă. Și este pozitiv, că este x minus 2 totul la pătrat. Și, exact. Da? Deci, ridicând la pătrat ambii membrii, după ce ne asigurăm că 7x plus 1 e pozitiv. Este poanta aceea, atenție multă, că valoarea unui radical... Am lucrat de data. Da? Valoarea unui radical este tot un număr pozitiv. Corect. Și prin ridicarea pătrat se adaugă soluții. Corect. De aceea suntem atenți... Și mai bun condiții. Da. De, mai bine, mai bună a fost varianta în care am văzut aici pătratul perfect, am ieșit cu modul și am cele două variante. Deci modulul... din modul egal cu expresie, înseamnă că, de fapt, egalitatea înseamnă să fie ea exact 7x plus 1 sau fie cu minus, nu? Mm-hmm. Plus minus. Bun, H-ul. H-ul. X minus 7 la pătrat. X minus 7 totul la pătrat. Egal cu X minus 7 pe lângă X plus 6. X minus 7 pe lângă? X plus 6. X plus 6. Sonia? Sau cine, domnule? Da? Eu, hai. X la 2. Echivalentul? X la 2 minus 14. 14x. 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 Plus. 49. Da. Dă x la 2. Da. Plus 6x. Plus 6x. Minus 7x. Da. Minus 42. Minus 42. Echivalentul. Echivalent x la 2 cu x la 2. Se duc. Se duc. Minus 14x. Plus 4, aici ai 6 și cu minus 7 face minus 1, dus dincolo și face plus 1, x, minus 14 plus 1, x, minus 13x. Egal, hai să zicem deodată, egal deodată, 49 s-o dus dincolo, minus 49. Și de 8, nu, 90 și minus 91. Minus 91 deodată, da? Minus 91. De unde x va fi egal cu... minus, no, hai, minus 91 pe minus 13. Adică, în final, este vorba de... Cred că 70. Oare merge de 7 ori? Da, 7. Da, da, 7. Sigur. Da? 7. Termin. Altă... Exercițiul 6 de la pagina 89. 6 de la 89. Pentru că în numele reale, următoarele ecuații. X plus radical din 7 la pătrat. X plus radical din 7 totul la pătrat. Da. Este egal cu x minus radical din 7 pe lângă x plus 3 radical din 7 plus 2x. Plus 2x în exterior, da? Echivalent cu a de x pătrat, da. Plus 2 radical din 7x, da. Plus 7, da. Egal cu x la 2.
plus 3 radical din 7x. Plus 3 radical din 7x. Și minus radical din 7x. Da. Minus 21. Minus 21, echivalent. Plus 2x. Și plus 2x, foarte bine. Plus 2x nu am adus eu. Echivalent cu? X pătrat cu x pătrat se reduc. Da. Să-l trecem pe 2 radical din 7x în partea cealaltă și și o să așa, fie... vrei să lucrezi în partea aia lasă, da? Da. Bine. O fac cum zici tu. Dar hai să ne uităm un pic. 3 radical din 7x cu minus radical din 7x face? 2 radical din 7x. 2 radical din 7x cu 2 radical din 7x de o parte de altă, fi? Deci am terminat. Și iată ce îmi rămâne. 7 egal cu minus 21. Plus 2x. Plus 2x. Îl trecem pe 21 în partea cealaltă. Da, deci 2x fi va fi egal. Și timp egalitate din partea cu 28. 28. Și când x egal cu 12. X egal cu 14. Cu 14. Uneori face 14. Da. Radical din 2x. Atunci când suntem atenți, face 14. Poftim. Radical din 2x. Radical, radical din 2x. X în așa. Da, plus radical din 3 totul la a doua. Este da, egal cu 3 totul la a doua, egal cu X plus 3 radical din 6. X plus 3 radical din 6. Pe lângă X minus radical din 6. Pe lângă X minus radical din 6. Plus 25. Plus 25. Deci Anca. Anca, unde? Radical din 2X la a doua. Adică? 4. Adică? Radical din 2x totul la a doua, cât face prima parte la pătrat? Radicalul la a doua face 2. 2. Și vine x, 2x pătrat. 2x la a doua. Am mai lucrat la Anca și e problemă. 2x pătrat. Plus de 2 ori prima ori a doua. Plus 4x. Păi de ce 4? Da, Adi? E 2x la a doua plus 2 ori 3. O 2 ori? Ori 2 ori radical din 3. Ori și ori radical din 2. E de 2 ori prima parte, ori a doua. Da. 2 radical din 6. 2 radical din 6, da. 2 radical din 6, x. X plus 3. Plus 3, egal cu? Egal cu x la a doua. Da. X la a doua minus radical din 6x. Așa, stai mai repede, mă, cu viteză, măi. Da, 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 da. Plus, plus 3 deci radical din 6x. Aici. 2, da, da. Cât? Plus 3 radical din 6x. Plus 3 radical din 6x. Și minus... 18. Hai, mă, 18. 18. Minus 18, da? Plus 25 parcă a rămas, nu? Da. Era echivalent cu, hai. Hai să-mi iasi. Da, l-am pus. Plus 20, da. 2x pătrat cu x pătrat 2 și o să rămână x pătrat. Un singur x pătrat. Vom avea, deci, x pătrat, de acord. Radical din 6x. Deci, radical, radical din 6x. X cu minus radical din 6x face 2 radical din 6x, da? 2 radicale. Că aici este 3, ăsta e minus 1, a rămas un singur radical din 2 radical din 6x. Și cu 2 radical din 6x de o parte și de alta, ăsta s-a terminat cu toți. Am terminat-o. Să vedem termeni liberi. Minus 18 plus 25, ce te face? Minus. Câte este? Minus 18 plus 25. 7, mai da. 7. 7 și minus 3 de acolo?
4. Egal cu 4. X de 2. X 1, 2 egal cu A de 1, 2, sunt două variante. 4 și minus 4. Nu, radical din 4. Radical plus din minus, 4. Da, plus minus 2. Plus minus 2, da? Da. Deci X1 odată egal cu 2, 2 și odată X2 2 egal cu 2. Minus 2. 2. Cele două variante. Altă, Mihaela. Da. 3X plus 1. 3X plus 1. Pe lângă x minus 3. Pe lângă x minus 3. Egal cu radical din 3x plus 2, totul la pătrat. Radical din 3x plus 2, 2, totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus 1. Plus 1. Sonia, să începi. Sonia, te rog. Echivalent cu 3x la a doua. 3x la a doua. Minus 9x. Minus 9x. Plus x. Minus 3. Plus x minus 3. Dă 3x pătrat. 3. Aici, e egal în dreapta, da? Da. 3x pătrat. 3x pătrat. Plus 4 radical din 3x. 4 radical din 3x. Plus 4. Plus 4. Plus 1. Plus 1. Echivalent cu? 3x la 2. Cu 3x la 2. Minus a scăpat. 8. A, așa, se reduce. Minus 8x. Minus 8x aici. Și duce și pe ăsta altul cu x minus 4 radical din 3x, da? Da. Deci minus 8x minus 4 radical din 3x egal cu? Cu 3 plus 4 plus 1. Adică? Adică 8. 8. Echivalent cu ce pot face prima parte, pe cine da, îl aud? Pe cine? Pe 4. N-a fac, nu minus. Am. Minus 4 și x-ul. Minus 4. Da, minus 4x. Minus 4x, da? Minus 4x pe lângă? 2. 2. Plus, plus radical. Radical. Plus. Da, așa cu teamă de... Plus radical din 3. Să zici plus sau minus? Păi scoți minusul în față, nu? Da. Și atunci plus radical din 3 egal cu 8. 8. Și? X egal cu? De aici, x egal cu? X egal cu... Am împărțit pe 4 sau și așa. Sau împărțit pe 4 sau... Egal cu rămas 2, deci egal cu minus, îl punem în fața linii fracții, 2 pe 2 plus radical din 3. Frația, da? Lăsăm așa. Deci, Sonia, ce-am făcut? Radical din 3 și rațional și... Așa, o jucată? 2 minus radical din 3. Deci va fi egal mai departe cu minus 2 pe lângă 2 minus radical din 3. Totul supra? 4 minus 3. Adică 1. Și iată că asta ar fi varianta. Nu-i convenabil să mulțim aici, doar dacă vrei scoatem o minus în factor și doar lăsăm așa, deci egal cu 2 pe lângă radical din 3 minus 2, ca să nu fie minus 2 asta. 2 pe lângă, și am schimbat ordinea, da? 2 pe lângă radical din 3 minus 2. Și să vedem alte greșițiu. 2x minus 3. 2x minus 3. Pe lângă adi. Te pregătești, da? X plus 1. Pe lângă x plus 1. Da. Egal cu radical din 2x minus 1 totul la pătrat. 2x minus 1 totul la pătrat. Plus 3. Plus 3. Vorbește, Adi, echivalent cu? Echivalent cu 2x la 2 plus 2x minus 3x minus 3 egal cu 2x. Deci ai zis 2x pătrat? Să iei scriu și ăla. 2x pătrat cu 2x minus 3x. Minus 3. Minus 3 egal cu? Egal cu 2x, 2x pătrat minus 2 radical din 2x și minus plus 1, plus 1 plus și 1. Plus 3. Echivalent cu? Echivalent cu 2x la 2 cu 2x la 2 se reduc. Da. Minus x minus x
și minus 2 radical din 2x. Minus x, ai zis? Da. Minus x. Minus x și plus 2. 2 radical din 2x. 2 radical din 2x egal cu? Egal cu 7. 7. De unde aici ce fac? Umblu după x, da? Da. Adică un factor comun. Hai, dăm factor comun pe x. Da. X pe lângă. X pe lângă 2 radical din 2 minus 1. E bine? Am da. Văzut invers, da? Egal cu 7. Da. De unde x va fi egal cu x egal cu 7. Supra. 7 supra 2 radical din 2 plus 1. 2 radical din 2 minus 1. Au. Raționalizăm și să fie egal cu 7 pe lângă 2 radical din 2 plus 1. 7 pe lângă 2 radical supra din 2 plus 1 supra. Hai mai asta la pătrat, nu și la pătrat. 8, minus 1, 7. 7 cu 7. Și reduc și o să fie 2 radical din 2. Deci face 2 radical, 1 plus 2 radical din 2, da? Da. 1 plus 2 radical din 2 și pe notantelor. Exercițiul 7 de la pagina 89. 7 de la 89. 3 minus x. 3 minus x. Pe lângă x plus 3. Pe lângă x plus 3. Egal cu x plus 2 tot la a doua. Minus 2 pe lângă x plus 1. Minus 2 pe lângă x plus 1. Pe lângă x minus 5. Pe lângă x. Minus 5. Minus 5. Echivalent cu Anca. Cine îți spune deodată cât face acolo? Deodată. 3x plus 9 minus x la a doua minus... E 9 minus x la a doua. Păi da, mă, nu. E a plus b pe lângă a minus b. 3 plus x pe lângă 3 minus x, da? A la a doua minus b la a doua și face 9 minus x pătrat egal cu... Anca, te rog. Plus 4 x Anca, plus 4 Anca, minus, minus 2 pe lângă, minus 2 pe lângă x pătrat, minus 5 x, am terminat cu x, îmi vine 1, plus un x, minus 5. Îmi pare rău, nu lucrez și se simte. Și nu puteam opri lecția ca să facem o mulțire de două paranteze. Am făcut aceste lucruri în antrenamentul făcut acasă, îți permite să faci asta, echivalent cu... Sonia, echivalent cu... 9 minus x la 2... mai scriem o dată asta ca să desfacem paranteză? Da, 9 minus x. 9 minus x la 2... Egal. De x la 2 plus 4 x plus 4 minus... 2x la a doua plus 10x aici minus... trebuia să faci calcul. Minus 5 cu x face minus 4x ori 2 minus minus vine plus 8x, da? Plus 8x. Da, ca să nu mai pierdem timpul. Adică am făcut reducerea asta în paranteză și mulțim cu minus 2, da? Minus 4x cu minus 2 face plus 8x așa, și plus 10. 10. Plus 10. Echivalent cu... Dăm, uite, x pătrat minus 2x pătrat face minus x pătrat. Și x pătrat de partea asta, deci am terminat cu ei. Da? Și atunci avem 9 egal, hai să vedem. 9 egal. 9 egal cu 4x. Și 8. 12x. 12x. Și termen liber. 4 plus 4 10. Plus 10 plus 14. 14. Echivalent, va spune că 2, 12x egal cu 9. 16x? De ce 16? Un 12x o rămâne așa. Egal 16x cu 12x egal cu 9 minus 14. 9 minus 14, da?
care face minus 5. E bine? Da. X egal cu minus 5. Să nu mă lăsa să greșiți. X egal cu minus 5 pe 12. Terminat e greșitul următorul. X minus radical din 2. X minus radical din 2. Pe lângă X plus radical din 2. Pe lângă X plus radical din 2. Minus X plus radical din 3. X plus radical din 3. Pe lângă X minus radical din 3. X minus radical din 3, da. Egal cu X plus 4 totul la a doua. Minus X minus 5 totul la a doua. Echivalent. Anca sau Adi? Adi. Păi X la a doua. Da. Plus... Băi, fii atent, acolo mă lăsa mai. A minus B, pe lângă A plus B. A X la a doua, minus 2. Minus 2. Minus. Minus. Pun în paranteza. Așa, cum ai? X la a doua. Da. X la a doua. X la a doua minus 3. Minus 3. Egal cu? Egal cu X la a patra. Da. X la a doua. Da. Plus 8X. Plus 16. Da. Minus... Pun paranteză sau deodată? Da, paranteză. Pun paranteză. Hai. X la a doua minus 10X. Plus 5. Plus 20, 25. Echivalent cu? X la a doua minus 2 minus X la a doua plus 3 egal cu X la a doua plus 8X plus 16 minus X la a doua plus 10X și minus 25. X la a doua cu X la a doua se reduc. Da. Și încă o dată. Da. Și 8x cu 10x. Da, faci așa, 8x cu 10x. Citești din partea asta, da? 14x. 14x. Nu, 18. 18x. Plus, minus. Păi cât face? 16. Minus 11. Face cât aici face? Minus cât? Minus 9, așa. Minus 9, da. Minus 9 dus de acolo plus 9 și cu 3. Plus 12. Deci egal cu 12. Și mai e un minus 2 acolo. Unde mai este un minus 2? Foarte bine. Da. Adică cu 1 trebuia să zicem, da? Deci am zis noi minus 9 și plus 1, 10. E bine acum? Da. A, deci egal cu 10. De unde x egal cu 10 pe 18? 10 pe 18 egal cu 5 supra 9. 9. 5 pe 9. Terminat. X minus 3 totul la a doua. X minus 3 totul la a doua. Minus X plus 4 totul la a doua. Egal cu X minus 2 totul la a doua. Minus X plus radical din 3. X plus radical din 3. Pe lângă X minus adică din 3. Echivalent cu? Sonia sau ce? Sonia. X la a doua minus 6X. X la a doua minus 6X. Plus 6. Plus 9. Minus X la a doua minus minus 8X. 8X minus 16. Egal cu? X la a doua minus 4X plus, plus 4 minus X la a doua minus 3. Plus 3, bine. Da, cu minusul de față schimbă. Da, plus. Minusul de față schimbă, da? Deci plus 3. Echivalent cu? Anca? X la a doua cu. Da. Și în cealaltă parte? La fel. Și avem minus 6x cu... Minus 8x? 8x minus
Minus 14 x. Stăm un sfert de ori gândindu la așa, pierdem timp. Plus 9, da? Da, aveți și minus 16. Plus 9 și minus 16. 7. Minus 7. Minus 7, egal cu? Minus 4 x. Minus 4 x, continuă Sonia. Plus 7. Minus 10 x. Minus 10 x, egal cu 14 x, egal cu? 14 pe 10, minus. Minus 14 pe 10, care simplificăm pe 2, minus 7 pe 5. Minus 7 pe 5. Altul? Da. X plus 4 totul la a doua. Aici cum ai fi cum ai făcut? Ai fi făcut și altfel? Ai fi avut o altă variantă? Deci la a doua, minus ceva la a doua. La a doua, minus de la a doua. Deci am locul 1 minus locul 2, pentru că locul 1 plus locul 2. Deci ar fost x minus 3 minus x plus 4, minus x minus 4, pe lângă x, da. Știi, mergea și în varianta asta. Deci puteam să atacăm și așa, dar cel mai la demor a fost așa. Alo. Bună seara. Așa, mă sunați dumneavoastră cu fetița clasa a 5-a, nu? Altă clasa a 4-a. Păi, vă uitați apropo online acum? Da? Vedeți, sunt în, încă în lecții. Când termin... Stăm până la 9-a. Mâine am cu clasa a 4-a, da. Bun, atunci mâine la clasa a 4-a când avem Miruna, mâine la, de la 7, parcă, mâine nu? La 7, da. Da, de la 7 la 8, clasa a 4. Dar ce clasă e? Da, 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 e perfect așa. Puteți interveni atunci și veniți cu problema, o discutăm. Da? Bine, bun. La revedere. Avem o comandă de o problemă de clasa a 4. Așa. Altceva? X plus 4 totul la pătrat. X plus 4 totul la pătrat. Deci X plus 4 totul la pătrat. Minus X minus radical din 7 pe lângă X plus radical din 7 egal cu radical din 7, da. Da. Egal cu X minus 1 totul la a doua. X minus 1 totul la a doua. Minus X minus radical din 5 pe lângă, X plus radical din 5. X plus radical din 5. Echivalentul. Cine e? Adi, Adi, hai. Așa e. X la a doua plus 8X plus 16 minus paranteză rotundă X la a doua minus 7 egal cu X la a doua minus 2X plus 1 minus X paranteză X la a doua minus 5 deci e egal cu echivalent, echivalent da. Cu X la a doua cu X la a doua se reduc deci, în prima fază în partea de stânga și dreapta, da? Da, și de stânga și din dreapta și o să rămână 8X plus 16 minus X la a doua plus 7 egal cu minus 2X plus 1 minus X la a doua plus 5. Și acum minus X la a doua cu minus X la a doua se reduc. Da. Dacă trecem pe 8X în partea cealaltă... Invers. Hai, adică pe asta. Minus 2X lângă da, 8X. 10X. Deci vine 10X. 10X este egal cu minus 16... Nu, e plus 16 și cu 7. Facem mai întâi. Da. 22. 3, mă. 23, da? Da. 23 3, plus și... Plus acolo e minus 23, minus da? Minus 23. Minus 23. Și minus 23 plus 5. Plus 6. Plus 5 cu 6. Deci plus 6, da? Echivalent plus 10x. Egal cu...
Minus 17, da. Minus 17, da. X egal cu minus 17. X egal cu minus 17 pe 10 și atâta. Și terminat de chestia. Alte chestii. Da. 8 de la pagina 89. 8 de la 89. Radical din 2 pe lângă X minus 2. Radical din 2 pe lângă X minus 2. Plus 3 radical din 2 pe lângă X plus 2. Egal cu 4 radical din 2. Egal cu 4 radical din 2. Hai să o ne iau. X radical din 2. Deci minus 2 radical din 2. X radical din 2. Minus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Plus 3 radical din 2x. 3 radical din 2x. Plus 6 radical din 2. Plus 6 radical din 2. De radical, 4 radical din 2. Egal cu 4 radical din 2. Echivalent cu? 4, nu, x radical din 2. Cu 3 radical din 2. X. 3 radical din 2. 4 radical din 2x. Da? 4 radical din 2x. Minus 2 radical din 2 și cu 6 radical din 2? 4 radical din 2. Care 4 radical din 2 și în dreapta? Acolo. Da? 4 plus... 4 radical. De o parte și de alta sunt așezi. Da? Da? Și deci egal cu 0. Da. Da? De unde x egal cu? 0. X egal cu... 0. 0 pe ceva face 0, da? Da, da. Deci era asta. Era încă 8. Acum B. 5 radical din 2. 5 radical din 2. Pe lângă X plus 1. Pe lângă X plus 1. Minus 3 radical din 2. Pe lângă X minus 2. Egal cu 13 radical din 2. Pe lângă X minus 2, da? Da. Egal cu 13 radical din 2. 13 radical din 2. Hai, Anca, te rog. Echivalent cu? Cinci radical din 2. 5 radical din 2x. Plus 5 radical din 2x. Plus 5 radical din 2. Plus 5 radical din 2, da. Minus 3 radical din 2x. 3 radical din 2x. Minus 6. Plus 6, că minus cu minus la mulțire 6, da? Plus 6. Plus radical din 2. Egal cu 13 radical din 2. Da. Echivalent cu? 5. 5 radical din 2x. Minus 3 radical din 2x. Adică 5 mere minus 3 mere, păi egal 2 radical din 2, 2 radical din 2x. 5 radical din 2 și 6 radical din 2. 11 radical din 2. Plus 11 radical din 2. 13 radical din 2. 13 radical din 2. Echivalent cu? 13 radical din 2 egal cu... Păi, hai să facem. Ducem pe ăsta Anca în partea asta, ca să vedem un ăsta aici. Deci 2 radical din 2 x egal cu 13 radical din 2. Scăzut 11? 13 radical din 2. Scăzut 11? 2 radical din 2. De unde rezultă că x va fi egal cu 2 radical din 2? Supra 2 radical din 2 se face 1. Da? X egal cu 1. Vezi? Ritmul foarte lent. Spune, foarte des auzi, n-am avut timp ce? Să fac chestia. Păi cum să ai timp? Dacă zici plus ori minus, cât să facă ce? Stai da, ce? Lucru. 2x pe lângă. Da? 2x pe lângă. Radical din 3 plus radical din 2. Minus 3x pe lângă. Radical din 3 minus radical din 2. Da. Este egal cu radical din 3. Minus 5 radical din 2. Radical din 3? Minus 5 radical din 2. Minus 5 radical din 2. Echivalentul. Hai, Sonia, tu. Sonia, te rog.
Dacă e 2x și minus 3x, face minus x? Nu! Că fiecare are încă ceva pe lângă el. Da. Scoatem un x în factor ca să nu pierdem tipul, spuneați, rapid. X pe lângă. Deci asta e șmecheria. N-are rost. Ca și cum ai reduce, scoți pe x pe lângă și mulțești ce rămâne. Da. Deci zicem x pe lângă. X pe lângă. Și? Și mulțim acolo. 2 radical din 3 plus 2 radical din 3 plus 2 radical din 2. Ai înțeles? Da. 2 radical din 3 plus 2 radical din 2. Da. X-ul nu mai este, l-am pus în față. Deci zice 2 radical din 3. Vorbește. 2 radical din 3x. Fără x. X-ul l-am scos, mă. X-ul, da, 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 X-ul comun, da, comun plus l-am pus în față. 2 radical din 2. Plus 2 radical din 2. Minus 3 radical din 3. Așa. Plus 3 radical din 2. Corect. Egal cu? Egal cu radical din 3 plus 5, minus 5 radical din 2. Echivalentul. X pe lângă. X pe lângă. Reducem acolo. Radicali ăștia asemenea. Minus 2 radical din 3 și cu 3. Da. Nu, minus. Minus 3 radical din 3. Face? Minus. Minus radical din 3. Da, minus radical din 3. 2 radical din 2 și cu 3 radical din 2. Plus 5 radical din 2. Plus 5 radical din 2. Da. Egal cu radical din 3. Minus 5 radical din 2. Echivalent cu? Seamănă? Da. Dar nu chiar identic. O să ce facem? Facem. Ce zic? Bă, dacă pun 5 radical din 2, minus... Da, da, e minus 5 radical din 2. O mulțim cu minus. Scoatem un minus în factor comun, da? De aici. Da, nu. Nu, că ne mulțim ambii membri, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Am mulțit cu minus 1 pe ambii membri. N-am făcut schimbarea, dar dacă scot un minus de aici, voi avea x pe lângă, am să scriu 5 radical din 2 mai întâi, minus radical din 3, egal cu minus pe lângă 5 radical din 2, 5 radical din 2 minus radical din 3. Este identic și atunci vine x egal cu dreapta pe stânga, adică minus pe lângă 5 radical din 2 minus radical din 3, totul supra 5 radical din 2 minus radical din 3, nu este același lucru, x egal cu minus 1. Da? X egal cu minus 1. X pe lângă radical din 3 plus radical din 2. X pe lângă? Radical din 3 plus radical din 2 totul la a doua. Plus radical din 6 plus 1 totul la a doua. Egal cu 2 pe lângă x plus radical din 6. Pe lângă x? Plus radical din 6. Da. Ori radical din 6. Hai, Adi, tu. Te rog, Adi. Păi, x, 3x plus 2... Dar de ce? Să aibă, că avem obligația să zicăm la pătrat întâi. X pe lângă. A, da, e... X pe lângă. Hai să facem acolo, că poate să așează ceva, da. Nu știu. Vedem și noi. Deci vine X pe lângă cine? X pe lângă radical din 3 plus 3. 2 radical din 3 plus 2 radical plus 2, din... 2 radical din 3, 4 radical din 3. Mă, mă. Dar prima... De două ori, prima ori a doua. Bă, da. Plus 2 radical din 6. Radical din 6, că radical din 3 ori radical din 2. Da. Deci 2 radical din 6, da? Plus 2. Bine? Da. Plus. Da, plus radical din 6. Plus 6. Plus de 2 ori prima parte, plus 2 radical din 6. Și da. Plus 1. Plus 1, egal cu? Egal cu 2... Desfacem paranteza. Da. 2x. 2x. Radical. 2 radical din 6. 2 radical din 6x, da. Ai și pe radical din 6 la sfârșit, da? Da. Și plus? Plus... Eu 12. 2 ori 6, 12, da? Radicalul radical dispare. Radicalul 6 ori 2, 12. Echivalent cu?
3x. Dar hai să facem 3 cu 2 ăla. Zicem x pe lângă, lăsăm așa. Așa lăsăm? Da. Da. X pe lângă. Lângă. 5 plus 2 radical din 6. 5 plus 2 radical din 6. Plus 7 plus 2 radical din 6. Da. Egal cu? Egal cu 2 radical din 6x. 2 radical din 6x plus? Plus 12. Echivalent cu? Ce cu X ce membru strâng? Cade și termen liber în dreapta, da? Da. Ce deci avem preț de faimă? X pe lângă, nu? X pe lângă 5 plus 2 radical din 6 minus 2 radical din 6X. Așa, radical 6X. Egal cu 12 minus 7. Minus 2 radical din 6. Minus 2 radical din 6. Echivalent cu? E... Ies un 2 radical din 6. Iese un X în factor comun. Da, da, după X noi umblăm. Suntem nebuni. Da. Asta e ca și cum am reduși termenii asemenea. Asta e un număr, asta e un număr. Deci vine X pe lângă. X pe lângă 5 plus 2 radical din 6 minus 2 radical din 6. Egal cu? Egal cu 5. 5 minus, mulțumesc. 5 minus 2 radical din 6. Și 5x egal cu... Nu, x egal, x pe lângă. Aia ai zis 5x deodată. Foarte bine, l-am pus atent. Deci 5x egal cu 5 minus 2 radical din 6. De unde x va fi egal cu... x egal cu 5 minus 2 radical din 6 pe 5. Pe 5. Avem unul. Te rog. X pe lângă radical din 5 minus radical din 3. X pe lângă radical din 5 minus radical din 3 totul la a doua. Minus radical din 15 minus 1 totul la a doua. Așa. Așa, da. Egal cu radical din 3 plus radical din 5 totul la a doua. Anca? X pe lângă. 5 plus... Anca, dar X numai aici avem. Da? Nu mai avem pe partea dreaptă X, nicăieri, absolut. Parcă ar fi un număr ăsta, un număr ăsta. Hai să ducem în partea dreaptă. Și când e X pe lângă ăsta, nici nu-l duc la pătrat. De ce? Păi, și, dar, dar n-am niciun motiv. Uite mai atât, ca și cum ar fi 3x, închipuiți că s-ar fi 3, sau 7x, da? 7x plus minus 5, egal cu 4. Ce facem? Ducem pe ăsta în partea dreaptă și, 9, și x 7... egal cu... Dar faci și noi chestia asta. De ce să zicem? Dacă va fi nevoie, îl ridică și la pătrat. Dacă nu, zicem x pe lângă. X pe lângă radical din 5 plus radical din 3. Minus radical din 3. Da? Radical din 5 minus radical din 3 la pătrat, egal cu? Egal cu radical din 3 plus radical din 5 la a doua. Plus radical din 5 totul la a doua. Plus radical din 15 minus 1 totul la a doua. De unde X ar fi dreapta asta supra asta, da? Da. De acolo zicem X egal cu, rezultă X egal cu. X egal cu toată dreapta, adică radical din 3 plus radical din 5. Radical din 5. Totul la pătrat plus radical din 15 minus 1 la pătrat supra radical din 5 minus radical din 3 la pătrat. N-avem ce face. Am vrut să vedem ca idee în ansamblu cum gândim. N-avea rost dacă nu aveam pe X în partea aceeași. Și acum ridicăm la pătrat, facem calculul respectiv. Ori îl făceați la început. Da? Repet, am insistat pe viziunea aceea asupra faptului că suntem frământați să găsim necunoscuta. Da? X egal cu... Și acum te rog, Anca. X egal cu radical... 3 la pătrat face 3. Plus... Plus, plus Anca plus 5. Hai să zic. Și plus de 2 ori
radical din 15, da? Eu urmăresc să scriu la mijloc, că dacă vă duceți așa, ăsta la pătrat cu ăsta la pătrat, rămâne așa. Nu mai zici de două ori prima parte. Da? Deci aia, plus Anca, te rog. Plus radical din 15 la pătrat e 15. Minus radical 2 radical din 15 plus 1 totul supra adică deci alumitor puțin unde l-ai încurcat? Plus 1 supra la numitor e 5, da. Plus minus. Minus, 5, da, minus 2 radical din 15 și da. Plus 3. Și egal mai departe, la acum, nu Simona, Sonia. 8 și cu 15. Da, avem plus 2 radical din 15, minus 2 radical din 15, repede, repede. S-a. 8 plus 15. 23, 24, totul supra, 8 minus 2 radical din 5. 8 minus 2 radical din 5. Și egal mai departe? 15. E egal mai departe cu? 24 pe... Pe 2 putem scoate acolo. Pe, da, 2, 2 pe lângă. 2 pe lângă. 4 minus radical din 5. 15. 2 cu 24 simplificăm și facem 12 supra. Iar nu mai vede și n-a scris. Da. 12 supra 4 minus radical din 15. Amplificăm conjugata. 4 plus radical din 15 și face jos 16 minus 15 face 1, nu? Și rămâne 12 pe lângă 4 plus radical din 15. Da. Hai să facem un exercițiu de cel. Să se rezolve ecuația. Radical din x pătrat x pătrat minus 4x plus 13. Da? Plus radical din y pătrat minus 10x plus 29 egal cu să se rezolve ecuația asta. Iar cu două ne vom scoate x și y. Putem să scriem pe 13 ca fiind 4 și 9. Așa. Deci avem nevoie de un 4 ca să facem pătrat perfect. Deci avem nevoie de 4 de aici, un 4 lângă 4x, da? Deci eu spun radical din x pătrat minus 4x plus 4 plus 5 plus 9, ai zis. Plus 9, da. Da, nu? Plus, plus radical din... Plus radical din... Din 25 4? Pe 29 se... 25 4. Da? 25? Și 4. E, deci se scrie 29 ca 25 plus 4. Dar de ce 25? Că ai nevoie la 10x acolo. Da? 10x de 2 ori 5 da. Fac 10. Și 5 la pătrat îți trebuie, 25. Așa, da? De acolo controlăm. Deci vine y pătrat minus 10x plus 25 și plus 4 egal cu 5. Echivalent cu
Ia să vedem ce se întâmplă. X minus 2 totul la a doua. X minus 2 totul la a doua, deci radical din... X minus 2 totul la a doua. X minus 2 totul la a doua plus 9. Da, nu putem fi noi să schimbire ca da, dintre la a doua. Și la ce ți-ar avantaja chestia asta? Da, dacă le avem pe amândouă la a doua, nu l-am putea scoate din fracție. De sub radicală? Da. Modul. Dar e mulțit aici ca să facem așa. E adunare. Deci dacă ar fi înmulțire, aș putea face. Atenție, asta e grav. Sonia, știi că aș cum ai fi îndurat acum. Așa îmi zice și mie. Da? Deci e foarte dur. Foarte dur chestia asta. Deci, lăsăm așa, plus radical din aici, zicem, Y minus 5 totul la a doua plus 4 egal cu 5. Echivalent cu. Da, acolo e 10x sau 10y? Unde e? 10y. Y. 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 A spus Y la doua. Da, da, da. Am zis Y la doua. E nu 10y, corect, așa. Și acolo a spus iară 10x, domnul profesor. Tot Y. Pe tot posibil. Da. Acum X. Am certat cu albinele de mamă. Le-ați aliniat, X minus 2 totul la a doua e mai mare egal decât 0. Deci X minus 2 totul la a doua e mai mare egal decât 0. Adunăm 9. Hai să știu că X minus 2 totul la a doua plus 9 e mai mare egal decât 9. Stai, Mirna, puțin. Stai să bat toată numărul. Și radical ăla mai mare egal decât radical din 9, adică egal cu 3. Corect. Și apoi acela tot la fel și 3 plus 2 de 5. Așa este. Și atunci, ca să fie egalitate, trebuie să fie în ambele situații. Și atunci X-ul va fi egal cu 2, nu? Deci nu mai fie cu mai mare, ci strict egal. Deci, și atunci... Deci Miruna spune așa. Să știi că X minus 2 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Așa. Adunăm în ambii membri un 9. Construim și expresia de sub radical. Echivalent. Cu x minus 2 totul la pătrat plus 9 e mai mare egal decât 9. Da? Extragem radical din ambii membri. Deci echivalent cu a zice că x minus 2 la radical din 0? X minus 2 la x minus 2 la pătrat plus 9 sub radicală e mai mare egal cu radical din 9 mai mare egal decât 3. La analog plecăm și pentru Y, Y minus 5. Totul la a doua e mai mare egal decât 0. Adunăm 4. 4. 5. Mai plus minus 3. Păi ai plus 4. De ce? Nu, nu. Adică, se păstrează sensul că radicalul este un număr pozitiv al lui radicalului, da? Deci, se face mai 4. Vine Y minus 5. La pătrat plus 4. Plus 4 mai mare egal decât 4, 4 ceea ce ar însemna extragere radical de peste da. Tot, radical din Y minus 5 la pătrat plus 4 mai mare egal decât 2, că radical din 4 face 2, trag linii și le aduc, adunarea a fost între ele. Corect. Și atunci apare radical din X minus 2 totul la pătrat plus 9, plus radical din Y minus 5, totul la pătrat, plus 4, mai mare egal egal decât 5, da? Ei, noi aveam egal, dar, noi am avut radical din X minus 2 la pătrat, plus 9, plus radical din Y minus 5 la pătrat, plus 4, egal cu 5. Asta se întâmplă, să fie egal dacă și numai dacă, niciun mai mare nu apare. Deci trebuie să fie egal până la capăt. Înapoi întorcându-ne, adică asta e x minus 2
egală cu 0. Și y minus 5 egal cu 0. Egal cu 0. Adică la pătrat e egal cu 0, da? Și asta înseamnă că x egal cu 2. Și de aici y egal cu 5. Am făcut astfel de greșițe. Tot jocul era să construim acolo, nu? Pătratul perfect, din 13 să ne luăm cât ne trebuie, din 29 să ne luăm cât ne trebuie și să facem așa ceva. Dacă mai aveți vreo întrebare care... E una, am zis-o în profesor. Mă nebunește, nu mai pot. Hai să vedem. Deci vreau să ajutat și pe ea. Gata, am ajutat. Să vedem dacă mă pricep. Dar se poate întâmpla. Da, facem cu probă, facem cu probă, mama. Lasă-mă, da. Că tu nu ești. Da. Facem cu probă. Da. Ce problemă? Deci dacă vrea cu dumneavoastră, ce să-i faci? Știu, ea vrea. Dar fiindcă vrea, nu o pot refuza. Tema la algebră și-o făcut-o singură, asta vrea. Ei, aș vrea să faci și voi așa. Că dacă o lăsați mai să facem noi tema pentru a doua zi, iată că Veruna stă supărat acolo. Și spune, dar păi eu am venit la ce? Eu m-am făcut tema acasă. Dacă încercați și voi și nu aveți anumite chestiuni care nu merg, atunci ne batem cap. Da? Hai să vedem. Dacă A și B aparțin centrului, aparțin cercului, de centru O și rază 8. Deci A și B. În ipoteză. A și B aparțin cercului, de centru O și rază 8. Centru O și rază 8. Astfel încât măsura arcului AB egal cu 60 de grade. Măsura arcului AB 60 de grade și M aparține cercului de centru O și rază 8. Cercului de centru O și rază 8. Deci este pe cercul respectiv. Adică deci, și M e pe cercul. Da, și M este pe un punct pe cercul. Astfel încât OM perpendicular pe AB. Așa încât OM perpendicular pe AB. Și OM intersectează AB în N. O, M intersectează AB, coarda AB, da, în N, egal mulțimea formată din, da, punctul N. Să aflăm în concluzie lungimea segmentului MN. Și atunci MN egal cu cine? Lucrea iar cu figura, pun întrebări mult. Să vedem atâta. Miruna, ce facem? Ce facem? Un cer, nu? Facem cer cu asta.